Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Risen 3 în limba română. În episodul anterior l-am eliberat pe Zacharias, era prizonier acolo, data ați văzut și voi. L-am găsit și pe Grey aici, în fricos, vai de mama lui. Nu știu ce căuta el aici, dar căuta pe măsa, probabil. Glumim și noi, prieteni. Am dat o misiune să omorâm un Shadow Lord. Ia să vedem pe unde îl găsim. Cine sunt ăștia? What the fuck? Enselvate Spirit, what the fuck, dude? Bă, iată-le, cine sunt ăștia, mâncați așa? Și sunt foarte puternici, după cum puteți vedea, dau ceva damage. Ah, ce frumos i-am dat aici, la mărlănoi. Ia vino tu cu amărlane. Păi tu te pui cu mine, broadere. Niciodată. Da, spirite din partea cealaltă a lumii. Din Underworld au venit să mă oprească. Știu că sunt o amenințare pentru stăpânul lor și vor să mă oprească, dar nu va reuși. Nice. Nice, dar ăștia nu putem lua, bineînțeles, că absolut nimica. Hai să intrăm și în turn, bă, îmi lipsește bonus, sincer. Îmi lipsește bonus. Dar cine știe pe unde a rămas nătărău. Ne descurcăm și singur, nu-i problemă. Dar era mai fain, îl mai auzeam pe ăsta să zic așa, bă, unde dracu mi-a adus, bă, nenorocitule. Mai râdeam și noi de bonus. Știți că bonus mereu a fost amuzant. Ai ceva pe aici? Da, mai e o sticlă. 3 sticle. Probabil sunt lechioare alea mai mult ca sigur. Nu o să mă duc să le iau, că n-are rost. Nu știu unde e acel Shadow, în schimb. Ce zici, boss? Ia de aici. Ca să nu mai repeți această vorbă niciodată. Ia să ne putem să luăm pe aici. Da. Spirit Flower. Nice. Sincer, nu știu unde e acel Shadow, nu am văzut niciun Shadow pe aici. A, uita-l. Uita-l pe Merlan. Pe asta a fost easy peasy, brother, easy peasy, man. Da, hai să mergem înapoi la ora, să-i zicem că la Merlit. Dar nu înainte să cercetăm și zona asta cât de cât ok, așa, bam, bam. Lilieci, lilieci, foarte mulți lilieci. Boom. Da, nu o să sar jos acum momentan, că vinem pe partea aia altă, dar mergem mai întâi la Grai, parcă Grai zicea, ceva de genul. Să-i zicem că am omorât Shadow Lord-ul și că va putea să treacă podul de acum fără niciun fel de problemă și să verifice zona, pentru că și el a fost trimis în zona asta. Da, să iau ăsta. Un șobolan. Mor. Mor liniștit. Wow, câtă lava aici, frate. Wow. Deci când ne aflăm într-un vulcan, prieteni. Bine. Chiar zici că e un vulcan. La cum arată zona asta, mâncați așa. Totul e un vulcan. Îți dai seama cât au lucrat băieții la asta, la zona asta. Cum e făcută, wow. Domnul Shadow Lord nu va mai cauza nicio problemă. Poți să zici asta. Ghosts of my comrades will finally be at peace. I thank you. Perhaps I can complete my mission after all now. I'll hold this bridge. You do that. So, și recompensa? Unde e? Ăsta are cunosc cât îmi dă. 300 de gold? Nice. Până ce are merit-o, frate, să moară tanța. Să moară tanța, 300 chiar ne-a dat. Wow. Wow. Chiar că-s bun la de astea.
În regulă, prieteni, ia să vedem, aș lua puțin și pe aici, a? Pentru că mai sunt niște animale de omorât. Ia. Yeah. Găuli, 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 fire flower. Ce aș mai putea face eu cu un fire flower? Absolut nimic. Bă. Voi încă credeți că mă puteți opri, dar nicio șansă. Uite, na, dă-i, te lăs să-mi dai lovituri să te relaxezi. Dă-i, frate, dă-i. Ia, dă-i, cred că te-ai bucurat, dar vezi că... La ce putere am eu, o să dai până mâine când nu mă bați să mă arăt anța. Să mă arăt anșeta. Și vezi că mănânc doar pui gras. Deci ai grijă. Mănânc doar delicatese, ține regim. La treburi de astea. Nice. Bitch. Dururup. Da, și bineînțeles că aici a mai fost o dată. Hai să ne întoarcem și să o luăm pe partea cealaltă. Am zis că o luăm pe aici. Vreau să mă aduc puțin prin surica aia în episodul ăsta. Deci hai să ne întoarcem. Păcat că nu avem și noi puțin de spiză. Fugă și ăsta mai tare că mă termine cu fuga lui iaute. Nu mai poate, gata, transfer. Gata, unde dracu să mai fug, că nu mai pot. Cu geleacă, iar, ia uite. Dar ce să facem, ăsta-i jocul. Ia uite, l-a urcat ăsta aici, aleluias. Nu mai zice absolut nimica. Stă aici ca un șef, ca un patronaș. Și hai să vedem ce ne mai așteaptă pe aici, lilieci, veniți la tata. Mamă, îmi place cum luptă, deci bestial față din început când a dea mască. Ia uite acum cum dau, ua. Și dacă mai bag și un spiel de asta, mâncați-aș gura ta. Și mai bag și un de asta. Ia uite, shit, și mai bag și un de asta. Și aș scoate și un minion, mâncați aș, ca să am și eu cu cine să mai vorbesc din când în când. Hai, domnule minion, că avem multă treabă. Wow, ce efecte, broadere. Dragon Snapper, veniți la tata. Nicio șansă, broadere. Cu aceste spieluri și se duc destul de greu, vedeți și voi. Durează ceva. Toate ce le avem la maxim. Chiar dureați, bine, nu la maxim, aproape la maxim. N-am mai avut glorie. Dacă puteam face și noi poțiuni de alea permanente, era o treabă, dar uite că n-au avut ăia ce aveam noi nevoie. Oh, și cum arată zona asta. În sfârșit, fără lavă. Avem și un teleport în stone. Mai te verificăm zona asta din dreapta. Mergem să activăm ăsta, teleportul, nu? Nice! Alright. Tum, pam, 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 pam. Nu mai avem muzică, bineînțeles, când ne aflăm pe insula asta aici, fără muzică, fără... Ar fi stupida decât să sune melodia aia așa... Teleport on Shadow Cove, nice! Nu mai vrea asta să sară, incredibil. Squeaker, o luăm. Am 100 și de alea. Mamă, cum dăm, frate, cu spelurile astea. E bestial. Bestial, mamă, câte scoi și pești. N-au să mai stau să-l iau.
că chiar n-avem ce face cu ei. Bă, am răgușit, sincer. Am filmat multe episoade azi și am răgușit. Și mai urmează să fac și live. Ah, m-a păcălit aici. Dă-i cu karate, cu de-alea. Bă, n-a ce-am răgușit să moară tanța, nu mai am voce. Simt că îmi pierd voce. Hai că nu mai vorbim așa mult. Ca să-mi revin. S-a dus și spielul meu, mâncația și gura ta. Oh, ce muzică a început aia, bam! Și m-a ajuns pe insula groazei. Eu nu știu cum să o iau, hai să o luăm puțin pe aici, prieteni. Ca să o cercetăm așa ca lumea. Avem și un shadow aici. N-ai nicio șansă, domnule, shadow. Nici cea mai mică șansă pe roadere. Ah, mi-a dat-o blanciu. Mai dăm și cu magie din când în când. Dacă avem doar ăsta, doar Thunderbolt-ul, ca magie, deci nu poți să dai cu alte spell-uri, ai niște spell-uri foarte nasoale. Mai sunt altele, da, sunt nașpa. Avem și un pat aici, dormim până dimineață, să ne odihnim că n-am mai dormit să mă arăt tanța. Nu mai mergem în Underworld acum, gata, s-a terminat cu Underworld-ul. Sau cine știe? Cine știe, broadere? Mamă, cât gold aici, frate, mâncați-a și curata. Nu mă interesează astea. Lăsăm goldul ăla ca am în prostie. N-am ce face cu ele. Am mai zis, suntem la final de joc. Nu prea ne mai ajută goldul. Și oricum, dacă vrem gold, avem gold, frate, avem o grămadă. Ia uite, pești, stăm la pescuit, să moară tanța. Ia uitați-l pe Nameless. Dăm ceva la pești, poate prinde și noi ceva. Un rechin. Da, pe aici trebuie să urcăm, dar vreau să mă duc și în partea aia altă, că mai erau niște minioni. Ăștia-s. Mama, o bucată i-am dat la asta. I-am prins-o bine. Hai, ce zice. Și nu mai găsim absolut nimic pe aici. Nimic, bă? Ești nebun? Din păcate, da, nu mai găsim nimica. Da. Destul de mare insula asta, prieteni, după cum puteți vedea, foarte mare. Și destul de încurcată, te poți pierde foarte ușor, că sunt o grămadă de ruinuri, o grămadă de drumuri, nu mai știi pe unde s-o iei, pe unde s-o iei. Suișuri, coborâșuri. Minioni și iară minioni. A, dacă prindeam bucata aia. I-am prins-o acum, la nătărâm. Și câte arme avem numai? Shadow weapons, cred că am 50-100. Chiar să ne uităm. Shadow weapons, 25. A, am fost puțin generos. Nu le-am luat pe toate, bineînțeles, că sunt ieftine, rău, n-ai ce face cu ele. Am luat pe alea așa, câteva. Nici nu știu de ce mai iau astea de pe ei, dar... Obișnuința, probabil. Cum îmi place mie să nu lăs absolut nimic în urmă, probabil de aia. Aprende și zic că am jucat jocul cât de cât bine, adică... Poate nu 100%, dar proporție de 90, eu zic că l-am jucat. Voi ce părere aveți? Ne-am descurcat sau nu ne-am descurcat? Mamă, cum a murit ăsta? Nu pot să-mi dau seama. Rămâne în mister. Vin. Mai găsim vin pe aici să ne îmbătăm. Wow. Inteligent. Opa, Shadow Lord, din nou. Trei bucăți. Și o bucată asta. Suntem din nou opri, prieteni. Avem o forță noi să mă arăt tanța. Mă laud cam mult, dar îmi place să mă laud când sunt puternic. Îmi place. Și pe aici mai găsim ceva. Minion, bineînțeles.
Ăla-i boss. Barry Sambea, până în măduvă, spinării. Da, mai găsim absolut nimica pe aici. Un item, ceva, nimic. Sărăcie mare, mâncața și curata. Să urcăm sus pe aici, nu știu. Da, nu-i nimic, minunat. Minunat. Și cum nu găsim nimica pe insula asta, doar atât? Asta a fost? Trebuie să fie ceva. E aici ascuns. Uite o scorbură pe aici, mâncați așa. Uite, poate putem să... Bă, e ceva aici, uite că putem. Dar cum cobor eu acolo jos, a? N-am nicio scărică. E o peșteră sub noi, prieteni. Pare a fi o peșteră gigantică. Dar hai să vedem pe unde naiba e intrarea în ea. Să mă uit atent. Da, nu-i nimic pe aici, asta e faza. Aha, scară. Uite că am găsit. Am găsit broadere intrarea. Wow, am intrat în catacombele astea. Nu mai ieșim de aici, gata. Ia, stai că vreau să văd ce e aici, broadere. Holy shit. Atât am avut de zis. Minimum. Frumos joc, chiar frumos. Risen 3 a fost un joc de nota, nu 10, 20, frate, i-aș da. Dacă s-ar putea. Deci un joc minunat. Cu de toate, chiar am avut de toate în jocul ăsta. Mai puțin armuri, da? Și săbii. Dar în rest a fost frumos. Uite, mai ales goulul ăsta cum atacă, ce vrei? Ce vrei mai mult? Drinking Horn, boost. Așa prinde o torță. Dar lăsăm așa. Nice. Da, așa, brother, că vreau să cercetez și zona asta. Uite, teleporting stone, încă una. Mama, oricum avem în plus o grămadă să moară tanța. Oh, golem, super. Stai acolo și găsim noi pe aici. Opa, bă, ești nebun la cap, cine e ăla? Cine e ăla, broadere? Cine e ăla? Mai întâi să omorâm golemii ăștia. Aici cineva acolo prins, ați văzut? Cum acela am găsit pe Zacaria, cine ar putea fi ăsta? Mamă, ce dau ăștia? Ai venit un coapul la înciul ei. Mamă, 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 ce bucată frumoasă i-am dat, dar vânătă rău. Și cred că pe aici e ieșirea. Hai să vedem despre cine este vorba. Bă, ăsta nu e Eldritch. Să moară tanța, ne întreba unde a dispărut Eldritch, mai țineți minte? Se pare că el a dispărut o dată cu ăla. Am înțeles, broadere. Hai să le liberăm pe Eldritch, săracul Eldritch. I knew I could count on you. Thanks for your help. No problem. How are your preparations coming along? What for? You didn't come all this way just to save an old man, did you? You want to stop Necroloth. Necroloth. Yes. Necroloth, așa îi zice, nu cum îi ziceam eu, Necroloth. You can, my friend. Pronunția corectă. O să uit. You just need your old strength back. You've learned and survived so much. You're very close. Suntem foarte aproape de țel. I saw your spirit somewhere near the center of this island. Go and join with him. Together, you may be able to defeat our enemy. What will you do? I'll serve you best by supporting the others against the shadows. The Dark Warriors have nearly completed their mission. We'll meet again when you have killed Necroloth. Nu, când ai să-l omor pe Necroloth, prietenul meu, zice bunicuțul nostru, Eldritch. Oh my god, pe Eldritch îl știm încă din Risen 2, bine, noi n-am vorbit cu în Risen 2 cu el pentru că îl întâlnești pe el, deci doar dacă ai DLC-ul și eu cum n-am avut DLC-ul, n-am apucat să fac misiuni pentru el, deci în Risen 2.
poate data viitoare o să jucăm și DLC-ul, ca să vedeți. Cine știe. Și aici avem Oliver, probabil asta e altă ieșire, mă gândesc eu. Ia să vedem, da, uite că am venit chiar aici, super. Super, dar eu am pe altă de teleportare, bă, băieti, bă, și mă duc direct aici. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați, dați acolo un mare, mare like, un subscribe și un share. Eu am fost Mitic, toate cele bune, respect, pa, pa!